Bună ziua la toți, Hristos a înviat, stimați jurnaliști. Eu aș vrea să încep mesajul din ziua de astăzi, în primul și în primul rând, cu un mesaj de mulțumire. Un mesaj de mulțumire pentru voi, jurnaliștii, un mesaj de mulțumire pentru colegii mei polițiști, un mesaj de mulțumire pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Întâi de toate, permiteți-mi, stimați jurnaliști, să vă felicit cu sărbătoarea de astăzi, Ziua Mondială a Libertății Presei. Eu vă doresc ca în cariera voastră să aveți parte doar de acțiuni de succes și știri frumoase pentru cetățenii noștri și bineînțeles că munca voastră să fie apreciată și mereu să nu vă fie îngrădit libera exprimare care vă este ca activitate a dumneavoastră. Totodată aș dori să mulțumesc colegilor mei care în perioada sărbătorilor pascale au fost într-un proces intens de activitate, acolo unde au reușit cu brio să aducă rezultate bune care au fost de apreciat, fapt pentru care le mulțumesc și nu în ultimul rând mulțumesc tuturor cetățenilor, indiferent cei de pe teritoriul Republicii Moldova sau cei care au venit în vizită pe teritoriul Republicii Moldova și, bineînțeles, au ajuns cu bine, au recepționat mesajul de prevenire care a fost înaintea sărbătorilor de Paști expus de către mine în briefingul din cadrul ședinței de la Ministerul Afacerilor Interne și vă mulțumesc dumneavoastră pentru faptul că acel mesaj de prevenire a ajuns pentru cetățeni ca informare, iar dumneavoastră, încă o dată reiterez, vă mulțumesc că ați fost punte de comunicare dintre noi și cetățeni, nu doar în aceste sărbători, dar pe parcursul activității noastre, astfel creând o echipă și un rezultat bun în procesul nostru de activitate. Cât vizează briefingul la ziua de astăzi, în mare parte o să ne axăm pe rezultatele sau procesul activității noastre care s-a realizat pe ultimele 10 zile, în mod special de la Paști, sâmbăta Paștelui, până la ziua de ieri, ca să facem o analiză de retrospectivă cu ceilalți ani și, bineînțeles, să dăm apreciere rezultatelor care au fost efectuate. Întâi de toate, vreau să precizez că pe parcursul acestor zile, de la Paști până la Paștele Blajinilor, până la ziua de ieri, am avut 7509 apeluri 112. Dacă vedem raportat la ceilalți ani, începând am făcut o analiză comparativă cu anul 2021, 2020 și 2019, vedem că avem o descreștere esențială raportată anului precedent. Avem o ușoară doar creștere raportată la anul 2020, când a fost instituită starea de urgență în sănătate publică și când cunoaștem cu toții că restricțiile erau foarte și foarte drastice la acea perioadă. Cât privește anul trecut, chiar dacă în această perioadă la fel eram într-o stare de urgență, vedem că avem o descreștere la acest compartiment. Cât privește sesizările care au parvenit în adresa poliției în această perioadă a sărbătorilor pascale, iarăși raportată celorlalți ani, 2019-2022, vedem iarăși infracțiuni înregistrate în registru numărul 1, registru cu privire la infracțiuni. Avem iarăși o descreștere esențială raportată anului precedent și anului 2019, o ușoară creștere raportată anului 2020. Cât privește la informații sau contravenții comise în această perioadă, iarăși, raportată anului 2021, vedem o descreștere esențială la ceea ce a fost în anul precedent și, bineînțeles, raportată la anul 2019. Cauze penale, 272 raportate anul trecut la 670 și, bineînțeles, raportate la anul 2020 avem 215 și 2019, 571 de cazuri înregistrate. În perioada sărbătorilor care au avut loc, poliția a asigurat menținerea și asigurarea ordinii publice la 1414 localități, acolo unde au fost sărbătorile divine pascale. Au fost antrenați doar pentru aceste culte religioase 1160 de polițiști,
având un flux de persoane estimativ de 306.000 persoane. La Blajini, la 1.558 de cimitire aflate pe teritoriul Republicii Moldova, am avut 114 posturi fixe cu implicarea 280 de polițiști și 1.286 cu implicarea 352 echipe mobile, având un flux de 343.000 de cetățeni. Vreau să fac o precizare, acestea sunt doar polițiștii antrenați la biserici și cimitire. Clar, în afară de aceasta, am avut antrenați o mare parte dintre colegii noștri la alte activități care au asigurat buna desfășurare a activității noastre, astfel încât ca toți cetățenii să afle în siguranță în această perioadă. Ceea ce ține de securitatea circulației rutiere în perioada acestor zile a sărbătorilor de Paști, avem contravenții constatate, 8.839, dintre ele depășirea vitezii 2.669, necuplarea centurii 1.620, neacordarea priorității pietonilor 220 și comisii de către pietoni avem 252. Avem înregistrate accidente rutiere, 36 de accidente. Aici o mică claritate ce ține de segmentul accidente rutiere și mijloace de transport. Vreau să fac doar o mică remarcă că suplimentar anului 2019 vedem ASP-ul a înregistrat încă 32.000 în anul 2019 mijloace de transport, 2020 aproape 29.000, anul 2021 au fost înregistrate peste 39.000 de mijloace de transport. Ca să facem un calcul cu cât s-a majorat numărul mijloacelor de transport aflate pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, plus la toate, numărul persoanelor care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova, mă refer la persoane străine, la sărbătorile de Paști. Vedem că doar în anul 2019 am avut un număr mai mare de cetățeni care au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova pe sensul de intrare. În rest, în anul 2020-2021 am avut un număr scăzut, anul curent iarăși s-a simțit un număr de cetățeni care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova. Cât privește categoria accidentelor, traumați și decedați, în două compartimente. Avem compartimentul cu roșu, sunt sărbătorile pascale, iarăși raportat la ceilalți ani, la Paște, în anul curent, aceste 10 zile. Avem 36 de accidente rutiere, raportate la anul trecut, 59, 2020, 34 și anul 2019, 77. Vedem că avem o creștere semnificativă raportată celorlalți ani. Cel de-al doilea compartiment total se vorbește de la începutul anului până în prezent și la acest compartiment vedem că avem o descreștere semnificativă la compartimentul accidente rutiere. La rubrica traumatizați, persoane traumatizate care au avut de suferit pe urma accidentelor rutiere, în perioada Paștelui avem 40 de persoane, iarăși suntem într-o creștere semnificativă raportată anilor precedenți. Și inclusiv și la compartimentul total la această rubrică. Cât privește cea mai dureroasă rubrică, rubrica decedați, cu suportul angajaților noștri, cu înțelepciunea conducătorilor auto, pe parcursul acestor 10 zile ale sărbătorilor de Paști, nu am avut niciun accident rutier în care ar fi suferit sau au decedat persoane în cadrul accidentelor rutiere. Raportat la anii precedenți, am avut anul trecut 3, în anul 2020 am avut 4 și în anul 2019 am avut 10 persoane. Și bineînțeles și la rubrica decese în accidente rutiere total pe parcursul anului curent, suntem într-o diminuare comparativ cu anii precedenți. Bineînțeles că la acest compartiment se lucrează și în continuare. Ne dorim ca acest compartiment în genere să fie pe zero, dar pentru aceasta este nevoie de o implicare suplimentară atât din partea colegilor mei angajați ai NSP-ului, cât și în mod special din partea conducătorilor auto, care trebuie să dea dovadă de respect în trafic și să respecte inclusiv pe ceilalți participanți la trafic. Asta a fost, a vă spune, stimați colegi,
Dacă sunt întrebări la mine, 2-3 întrebări, vă rog foarte mult. Da, deci cum puteți la cazul furtului unui șmur dintre cei doi șefi ale acelui al poliției de frontieră sau frat de legitimația și alma? Puteți să-mi oferiți detalii despre acest caz, pentru că puteți să-i cunoaște. Dacă aveți, vreau să-ți spui, în sensul acesta. Eu doar o să vă comunic pe aspectul respectiv imediat cum poliția a fost sesizat, indiferent de statutul și circunstanțele sau persoana care este vizată pe acest caz, poliția documentează în egală măsură circunstanțele și acțiunea dată prin prisma cadrului legal. Nu va fi diferență că este o persoană cu funcție de demnitate publică sau că este un angajat a unei structuri de forță. Cazul a fost înregistrat și se documentează exact prin prisma cadrului legal care este necesar. Vreau să vă spun că avem progrese și s-au înregistrat anumite rezultate, dar cu părere de rău, pentru a nu cumva prejudicia mersul acestei anchete, eu nu o să vă pot comunica acum detaliile pe cazul respectiv. Următoarea întrebare. Vreau să ne spuneți ce o să facă la modul practic poliția în cazul în care la meeting-ul de pe data de 9 mai vor fi persoane care vor afișa panouri ca asumul de ori. Eu doar o să vă comunic că poliția nu va cădea pradă provocărilor, poliția va acționa exact prin prisma inteligenței și capabilităților care și le-a asumat de-a lungul timpului. Vom acționa prin prisma legii și vreau să vă asigur că persoanele vor fi documentate prin diferite mijloace și metode, astfel încât să nu aibă de suferit și poliția să nu aplice forța fizică, dar să aplice intelectualitatea. Noi și anterior și în prezent și chiar și prin intermediul dumneavoastră acum eu o să încerc ca să comunic tuturor cetățenilor că toți suntem egali în fața legii și ca să nu cădem pradă unor provocări de genul respectiv, noi trebuie să ne consultăm înainte de a face anumite acțiuni și bineînțeles că toți cetățenii trebuie să respecte cadrul legal și să asigure că acțiunile lor nu cumva vor cădea sub incidența vreunui articol din codul contravențional sau codul penal. Adunarea populară din Gagauzia a adoptat o lege proprie săptămâna trecută prin care a permis utilizarea acestei panglici. Poliția cum intervine sau cum a intervenit în acest caz? Cât vizează de aplicabilitatea legii sau care lege o aplică Poliția Republicii Moldova pentru Republica Moldova, este legea aprobată de Parlamentul Republicii Moldova, care este actul de bază care stă ca fundament pentru aplicabilitatea normelor de către polițiști. Eu nu o să dau o apreciere unui act aprobat de Adunarea Populară a Unității Administrative Teritoriale Găgăuzia. Pentru acestea sunt alte autorități abilitate și competente, dar noi vom aplica exclusiv legea aprobată de Parlamentul Republicii Moldova. Atâta timp cât se încalcă codul contravențional aprobat de Parlamentul Republicii Moldova, da. Toate persoanele vor cădea sub incidența răspunderii contravenționale. Spuneți-ne, vă rog, dar până acum ați dat amenzi? Eu vreau să vă spun că totuși cetățenii noștri devin destul de înțelegători și încearcă să se încadreze perfect în cadrul legislativ. Până la ziua de astăzi am avut înregistrate total peste 60 de cazuri cu privire la astfel de incidente. În jur de 50 au fost până la publicarea monitorului oficial a amendamentelor care au avut loc la codul contravențional. După publicarea monitorului oficial avem în jur de 10 cazuri înregistrate. Vreau să vă spun că inclusiv și ieri s-a văzut la manifestația protestul sau mașul care a fost la ziua de ieri, persoanele au fost destul de corecte și s-au conformat cerințelor și comunicării care am avut-o în prealabil cu ei. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc foarte mult, stimați jurnaliști, și vă doresc în continuare să fiți apreciați și puntea noastră de comunicare cu cetățenii. O zi bună în continuare!